Ceea, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip pe YouTube, toată îmbulinată, sunt gata să facem partea întâi. Și spun partea întâi pentru că sigur o să mai urmeze să mai fac cumpărături de la reduceri cu ceea ce mi-am cumpărat eu de la promoțiile din mall, de pe site-uri, de pe Kurtman, de pe ASOS, de la Bershka, de la Stradivarius, de la Zara, am câteva articole și de la C&A. Avem o grămadă de lucruri în videoclipul de astăzi, așa că nu o să mă lungesc foarte mult cu introducerea. Știți că toate clipurile mele sunt clipuri try-on, o să vedeți articolele pe care vi le arăt în minutele următoare și probate pe mine aici în partea mea stângă și una peste alta, haideți să începem cu ce anume vine la mână. Nu o să le am într-o anumită ordine, o să vă zic exact ce și cum, pentru că ia uitați-vă ce am aici lângă mine. Un întreg morman de hăinuțe pe care de-abia aștept să le port și de care sunt super încântată că mi-au intrat în garderobă. Și o să încep cu primul articol, exact cel pe care îl văd aici lângă mine, care este o rochiță. Este o rochiță parte peste parte pe care mi-am comandat-o de pe ASOS. Știți că am mai făcut un clipuleț dedicat ASOS, ei au tot felul de reduceri, primiți tot felul de cupoane. Dacă vă abonați la newsletter-ul lor, adică să vă trimită mail-uri atunci când au diferite promoții, și am profitat de un astfel de cupon, am primit 20% reducere la întreaga mea comandă și mi-am comandat această rochiță și mi-am comandat și o pereche de sândăluțe. Dacă urmăriți vlogurile, știți când mi-a sosit coletul și toate cele, dar rochița aceasta este superbă din cauza imprimeului. Este neagră cu aceste margarete foarte frumoase. Este o rochiță parte peste parte și stilistul meu de outfit, să știți că mi-a deschis dragul și plăcerea de rochițele parte peste parte, așa că, da, se mai adaugă una la colecția mea. O să vedeți mult mai bine probată decât vă arăt eu aici, dar să știți că este dintr-un material atât de respirabil și atât de ușor și atât de plăcut pe piele. Este rochița perfectă pentru vară, dar singurul ei minus este că este mult prea decoltată. Este atât de decoltată încât nu pot să o port fără un maieu pe dedesubt și norocul meu este că am cumpărat de la Terra Nova niște maieuțe care sunt pur și simplu cu un decolteu așa drept. Practic sunt un fel de bustiere, dar eu le folosesc pentru rochițe din astea în cazul în care sunt mult prea decoltate și nu mă simt confortabilă, în sensul în care nu că nu mă simt confortabilă să îmi arăt pieptul, nu mă simt confortabilă că s-ar putea să iasă ceva din rochiță. Îmi iau un maiu din acela pe dedesubt și am rezolvat toată treaba, dar și o bustieră sunt sigură că funcționează foarte bine. Ar fi mers foarte bine și o bustieră galbenă, mi se pare că ar fi legat mult mai bine ideea asta de margarete, dar până una alta mă folosesc de bustiera albă pe care o am de la Terra Nova. Și uitați-vă cât este de faină rochița asta și ce material are, că s-a strâns toată. Uitați-vă, e materialul ideal pentru vară, e așa respirabil și flowy și se lasă dus de vânt. Ador pur și simplu rochița asta și să știți că nu a fost foarte scumpă. O să încerc pe cât posibil să vă las linkul către toate articolele pe care le menționez în bara cu descrieri, dar rochița asta a fost maxim 100-150 de lei, ceva de genul, și am luat-o și la reducere cu 20%. Dar de ce am pus eu comanda pe ASOS sunt aceste sândăluțe și cred că știți că v-am menționat despre ele în ultimul vlog, dar da, m-am îndrăgostit de ele de când le-am văzut prima dată. Să știți că le-am purtat. M-am dus cu ele la Ghioroc, am fost aici la un fel de lac, o plajă, ceva de genul, în apropiere de Timișoara, și le-am luat și le-am spălat, evident, după, dar s-ar putea să fie încă puțin prăfuite, cu toate că le-am spălat foarte bine. Cam așa arată ele, sunt niște sândăluțe cu platformă care îmi adaugă cel puțin 5 cm fără să-mi dau seama, adică sunt atât de comode încât pur și simplu nu simți că ai purtat ceva cu toc, ceva care te înalță, și dacă ar fi fost pe mai multe nuanțe și pe mai multe printuri mi-aș lua mai multe. Oricum, o să le mai urmăresc pe ASOS să văd dacă cumva mai aduc, dar sunt în imprimeul ăsta, exact ca și rochița, și ele m-au inspirat să-mi iau rochița și să fac o astfel de ținută. De-abia aștept să pozez ținuta asta, că mi se pare delicioasă. Dar da, sândăluțele sunt super mișto, se așează pe picior foarte bine. Eu am mărime 36, mi-adaugă niște centimetri în plus fără să-mi dau seama. Eu nu sunt fană tocuri, eu sunt fană încălțăminte lejeră pentru vară și în general. Așa că atunci când am văzut că acestea mi-adaugă și un picuț de înălțime, am fost extaziată. Foarte frumoase sunt, nici nu știu dacă mai am ce să vă mai spun despre ele, vi le las în bara cu descrieri și de-abia aștept să încep și eu să le port în mai multe ocazii, pentru că nu prea am avut ocazia să le iau așa la o purtare din asta zdravonă, decât atunci când a fost la Ghioroc și practic le-am dus doar în mână, pentru că era foarte mult nisip. Următorul articol pe care am să vi-l arăt este un articol de la Stradivarius, un articol care nu este din
partea de reduceri, dar pe care am zis totuși să vi-l menționez. L-am luat împreună cu voi în ultimul daily vlog, care o să apară după acest videoclip. Și este această rochiță absolut superbă. Este această rochiță cu flori roșii și roz. Vedeți că are și puțin fucsia pe aici. Pe fundal bej și, oh my god, absolut superbă. Să știți că eu am mărimea L la aceasta, dar îmi vine foarte bine pentru că este o rochiță din asta care ar trebui să fie un picuț mai mulată. Eu n-aș fi vrut-o în niciun fel să fie mulată, așa că am fost foarte bucuroasă când am găsit mărimea asta în magazin. Era și singura care mai rămăsese. Aș fi probat și un M, poate că un M mi-ar fi venit mai bine în zona bustului, dar sunt mulțumită și cu L-ul, deoarece cade așa și este foarte, foarte lejeră și foarte plăcută pentru vară. Din același material ca și cea de pe ASOS, uitați-vă cât de mică se face, perfectă pentru călătorii, perfectă pentru vacanțe, perfectă pentru purtat așa de sine stătător. Cred că cu o bandană roșie, dacă aș avea o bandană roșie să-mi o leg așa în păr, ar arăta absolut delicios, dar încă nu am acea bandană roșie. S-ar putea să-mi pun o comandă pe Shein curând, că am văzut că au foarte multe bandane drăguțe. Dar da, una peste alta îmi place, a fost dragoste la prima vedere, am văzut-o pe site, am zis că merg să o caut în magazin, am găsit-o doar în mărimea L, am probat-o și a fost dragoste la prima vedere, v-am zis, am luat-o și arată foarte bine, foarte bine pe corp, îmi place maxim și să știți că nu este atât de scumpă, a fost la prețul de 140 de lei pentru o rochiță de vară, mi se pare absolut genial și știți filozofia mea cu rochițele, vă zic că rochițele poate până în 150 de lei, 200 de lei, depinde de bugetul fiecăruia, nu sunt scumpe deoarece este o întreagă ținută, nu mai trebuie în primul rând să-ți bagi capul ce combin cu topul, ce merge cu pantalonii, nu știu care, pentru că ai toată ținuta în acea rochiță, te îmbracă din cap până în picioare, este și mult material. Da, de asta zic eu că rochițele își merită poate un preț un picuț mai ridicat decât topurile, decât pantalonii și așa mai departe. Următoarea rochiță pe care o am și trecem un picuț în partea de reduceri și în partea de C&A. Nu știu dacă mă urmăriți de ceva timp sau nu, dar am avut o mică colaborare cu cei de la C&A, mi-au văzut o postare de pe Instagram și au fost atât de drăguți încât să îmi ofere un voucher de cumpărături la ei în magazin, așa că am profitat de voucher și mi-am cumpărat, evident, câteva rochițe, pentru că vara asta cred că a fost vara rochițelor din toate punctele de vedere. Am trăit în rochițe, am ieșit în rochițe, am filmat în rochițe, am mers la job în rochițe, am trăit în ele, așa că am zis că trebuie să-mi iau câteva și de la C&A. C&A este un brand cu care eu nu sunt foarte familiară, nu eram foarte familiară, dar acum cu ocazia acestei colaborări, mini-colaborări pe care am avut-o cu ei, mi-a deschis ochii asupra stilului C&A și s-ar putea să mai intru de câteva ori, oricum ei au început reducerile masive, sunt niște prețuri foarte, foarte accesibile în magazin, așa că dacă aveți C&A prin preajmă, puteți să aruncați o privire în magazinele lor, că sunt foarte multe articole faine și dacă stați să căutați, găsiți articole și pentru tineret, și pentru doamne, și mai elegante, și mai puțin elegante, mai sport, mai casual, găsiți o grămadă de articole, au și pentru bărbați și pentru femei, dar una peste alta, să revenim la hol nostru, mi-am luat o rochiță albă cu broderie englezească, are găurele în felul ăsta, are mânecile foarte, foarte largi, este o rochiță de plajă, o rochiță de vară, o rochiță de mers la birou, o rochiță de mers la cumpărături, o rochiță de ieși la plimbare, o rochiță de ce vreți voi, este, mi se pare, rochița pe care ar trebui să o aibă toată lumea în garderobă pe timpul verii, o rochiță din asta albă, lejeră, din material din asta ca și un fel de intopit, care se potrivește practic cu orice și cu sezonul în general. Eu mi-am luat-o pe asta de la C&A și o am în mărimea 40, nu am găsit o mărime mai mică, mi-aș fi luat o mărime mai mică, cred că mi s-ar fi potrivit un picuț mai bine un 38 sau un 36, dar nu am găsit, nu mă deranjează să o strâng în talie cu o centură, ba chiar cred că arată mult mai bine felul ăsta, are o jupă pe dedesubt, cam așa, deci nu o să fie transparentă, nu trebuie să vă faceți griji că o să fie transparentă. Într-adevăr, aici, în partea din față, cu toate că are materialul dublat, are materialul dublat, dar și broderie englezească și dacă alegeți să o purtați fără o centură în talie, fără să o strângeți, s-ar putea să aveți nevoie de un sutien sau de o bustieră ca să nu fie transparentă sau de niște benzi din acelea pentru boobies. Dar da, arată foarte bine, mi se pare foarte lejeră, foarte văratică, o tonă de material în rochița asta și e foarte învârticioasă și foarte feminină în același timp. Tot de la C&A, haideți că o să încerc să caut pe aici prin mormanul ăsta de lângă mine articolele de la C&A să le împușcăm pe toate dintr-o lovitură. Mi-am luat o fustiță, nu o rochiță, pentru că duc lipsă de fustițe, să știți.
Am foarte multe rochițe și fustițe, să știți că nu prea am în garderob, așa că îmi dădusem deja comanda de articolele astea de pe ASOS, așa că am zis că merită să iau și o fustiță neagră cu imprimeul acesta de Margarete. Este o fustiță foarte lejeră, să știți că materialul nu este dublat, încă mai am eticheta pe aceasta, mi-am luat-o în mărimea 42 și a fost la prețul de 60 de lei. Foarte frumoasă, mi se pare, arată foarte bine, o văd strânsă cu o centură albă în talie sau cu o centură galbenă, dar o centură albă sigur am și cu un top negru sau cu un top galben, de ce nu? Cred că s-ar potrivi foarte, foarte bine, de-abia aștept să o integrez în ținute. Este o fustiță super lejeră, are aici un volănaș, ascunde foarte bine tot ce trebuie să ascunde, este o lungime decentă, chiar mi se pare super faină și la un preț foarte accesibil, după cum v-am zis, și s-ar putea să o găsiți la reduceri. Eu nu am cumpărat-o de la reduceri, pentru că am făcut cumpărături astea de ceva timp, să fie vreo 2 săptămâni, dar acum s-ar putea să o găsiți la promoție. Următorul articol pe care l-am aici este o rochiță într-un imprimeu atât de delicios și pur și simplu n-am putut să mă abțin. Mai am o rochiță portocalie simplă, într-un croi similar și m-am gândit n-o să semene foarte mult cu cea pe care o am acasă, dar n-am putut să stau deoparte când am văzut imprimeul ăsta absolut superb. Este un imprimeu foarte voratec, care strigă vacanță, care strigă Grecia, care strigă Turcia, păcat că nu știu dacă o să ajungă neapărat în viitorul apropiat într-una dintre locațiile astea sau Italia sau așa, coastă, plajă și așa mai departe. Vedem oricum care sunt planurile verii, dar una peste alta, rochița asta e absolut superbă, îmi place maxim. E decentă, arată foarte bine pe corp, merge purtată la birou, pe asta o am în mărimea 40, a fost la prețul de 140 de lei inițial, dar la casă mi-a fost redusă la 92 de lei. Cred că uitaseră cei de la C&A să o prețuiască, să-i pună prețul nou, dar da, este la reduceri, sub 100 de lei o rochiță din asta de vară într-un imprimeu din asta floralo abstract, mi se pare absolut superbă și culoarea este super, super drăguță. Și tot de la C&A mi-am luat o rochiță un picuț mai deosebită, dacă pot să zic așa, atât prin imprimeul ei, cât și prin croi. Este o rochiță maxi și cred că este... ori a doua, cred că este a doua mea rochiță maxi, una singură mai am în garderobă și n-am putut să stau departe nici când am văzut-o pe aceasta, deoarece mi-a plăcut foarte mult culoarea și jocul de culori pe care îl are. Este un imprimeu similar cu cel pe care l-ați văzut mai înainte, tot așa niște floricele din astea abstracte. Să știți că pe asta am luat-o în mărimea 36, pentru că, din cauza lungimii, deoarece... fiind o rochiță maxi, a trebuit să îmi iau o mărime potrivită înălțimii mele. Dar să știți că și croiul este unul foarte ok, adică nu este strâmtă sau ceva de genul, deci puteți să mergeți cu o mărime mai mică în cazul în care sunteți mai micuțe de înălțime. Rochița asta inițial a fost 170 de lei și eu am luat-o la prețul de 140 de lei. Un deal foarte bun pentru o rochiță maxi, care e atât de frumoasă. Are mânecuțele astea care sunt așa ca și un fel de clopot. Foarte frumoasă. Este, o văd purtată cu o pălărie de paie, o văd purtat undeva la plajă în principiu, dar și prin oraș sau așa la o simplă ieșire, mi se pare că e super, super drăguță. Din păcate nu are jupă, așa că trebuie să aveți grijă ce purtați pe dedesubt. Poate niște biker shorts, niște lenjerie modelatoare, pentru că într-adevăr vedeți că este un picuț cam transparentă. Nu știu dacă îmi vedeți sau nu mâna, dar vă zic eu că în realitate este puțin transparentă, dar nu mă deranja lucrul ăsta. V-am zis, oricum plănuiam să o port cu ceva modelator pe dedesubt, pentru că voiam să arate bine, adică să se muleze ok pe corp. Îmi place mult, n-am putut să rezist imprimeului și jocului de culori și faptului că este așa până în pământ și foarte visătoare și foarte zânească, încât am zis că trebuie să o iau. Și cam astea au fost cumpărăturile din C&A. V-am zis, îmi place maxim magazinul, noroc că l-am descoperit cu această mini colaborare pe care am avut-o cu ei și de-abia aștept să văd ce anume mai are de oferit. Haideți să revenim puțin la mall și la brandul Inditex, de fapt, adică Bershka, Stradivarius, lumea asta a fast fashion-ului din România. Cred că acestea sunt magazinele dominante de fast fashion din România și, sincer să fiu, eu sunt mare fană Stradivarius și de fiecare dată când intru în magazin găsesc câte ceva drăguț și ia uitați-vă ce am eu aici de data aceasta. Este o rochiță, v-am zis că rochițele albe mi se par indispensabile pe timpul verii și mi se pare că dacă ai o rochiță din asta albă o poți combina într-o grămadă de moduri. Poți pune o bandană în cap și niște spadrile, poți pune papucei ăștia și pur și simplu să-ți prinzi părul într-un mod mai deosebit sau să-l lași pur și simplu așa. Accesorii
cu accesorii, fără accesorii, mi se pare că rochițele astea arată foarte bine. Să știți că pe asta nu am luat-o acum, am luat-o de ceva timp și am luat-o la preț întreg. Eu am dat 160 de lei pe ea, dar acum cred că este 100 de lei ceva de genul. Este redusă pentru că am văzut-o în magazin la secțiunea aceea de reduceri. Eu mi-am luat-o în mărimea M și îmi place maxim cum se așează. Am luat-o în mărimea M pentru că este cu elastic aici în partea asta și am zis că vreau să-mi vină ca lungime, să-mi fie potrivită ca lungime, așa că mi-am luat o mărime, de fapt mărimea mea, nu am ales să-mi iau o mărime mai mare. Arată super, are o jupă pe dedesubt în felul ăsta, este tot o jupă, așa, care este dintr-un material un pic mai sintetic, dacă e să fiu sinceră cu voi, nu mă dă pe spate neapărat materialul jupei, dar materialul rochiței mi se pare absolut genial, este la fel acest intopit care se potrivește și strigă vară și vacanță și ce vreți voi, chiar cred că o să iau mine în următoarea călătorie pe care o să o facem în curând. Deci, da, maxim, maxim îmi place. Tot de la Stradivarius, să știți că mi-am luat zilele trecute și o vestuță de blugi. Pe asta am dat cam mult, pe vestuța asta de blugi am dat 90 de lei, dar mi se pare că se potrivește foarte bine în combinație cu rochițele astea și cu o pereche de ciocate. Delicios arată, așa că am zis să nu stau pe gânduri și să mi-o achiziționez. Este un fel de vestă foarte decupată care, în părerea mea și în stilul meu și din punctul meu de vedere, se potrivește foarte, foarte bine cu rochițele. Cum v-am arătat mai devreme, cu rochițe albe sau cu rochițe din astea un picuț mai pe corp. Cred că și cu rochița asta ar da foarte bine, dacă nu cu imprimeul, cu croiul rochiței ar da super drăguț. Poate și cu o fustiță din asta albă și cu vesta asta pur și simplu luată peste și cu o bustieră pe dedesubt, cred că ar arăta iar foarte bine. O grămadă de oportunități văd cu această vestă și n-a fost foarte redusă, să știți, a fost de la 110 lei la 90 de lei, dar pot să înțeleg pentru că este o vestă foarte versatilă, nu se potrivește doar în sezonul de vară, ci se potrivește și toamna, poate și iarna și să luați gen un plovăraș vesta asta și după aceea un palton, să faceți așa un fel de layering, cred că ar arăta foarte bine. Denimul este unul foarte calitativ pentru un fast fashion și este prima mea vestă în croiul ăsta. N-am prea găsit veste în croiul ăsta în general și îmi doream de mult una, așa că am zis că o achiziționez și nu mă mai gândesc foarte mult la faptul că nu este extrem de redus așa cum mi-aș fi dorit eu. M-am gândit în același timp să mai aștept puțin, dar să știți că pe aplicație și pe site nu o mai găsiți. Eu am găsit-o doar în magazinele fizice, acum nu știu dacă o să o aducă în site, dacă o să o aducă pe site, dacă nu o să o aducă pe site, dar eu am zis că nu mai aștept și profit de ofertă. De la Bershka. Mi-am luat două articole de la Bershka. Dacă mi-a urmărit vlogurile, știți despre ce este vorba. Haideți să începem cu această pereche de pantaloni care mi-a venit zilele trecute. Comanda de la Bershka mi-a ajuns în două părți separate. Mi-au ajuns pantalonii ăștia, prima dată, pe care o să vi-i arăt imediat, și după aceea mi-au ajuns pantalonii aceștia și sunt superbi. Îmi plac maxim. Singurul lor minus și minusul pe care îl am eu la foarte mulți pantaloni este că îmi sunt mari în talie. Mie îmi plac pantalonii să fie destul de lejeri pe coapse și pe partea șoldurilor și a fundului. Nu-mi place să fie mulați pentru că nu mă simt confortabilă dacă sunt foarte, foarte mulați și am zis că ok, iau mărimea. Am probat în magazin mărimea 38, nici n-am putut să o urc de coapse și de șolduri și de fund, de fapt, n-am putut să urc pe mine și am zis că nu risc cu 40-ul pentru că s-ar putea să fie prea mulat, așa că mi-am luat 42-ul și 42-ul mi este prea larg. Nu știu ce să fac cu pantalonii ăștia, nu știu dacă prietenul meu poate să rezolve problema pentru că el se pricepe la cusut, dar mie îmi plac pantalonii ăștia extrem de mult și aș vrea să se poată rezolva problema din talie. Ei în talie se închid cu un fermoar, deci asta e ideea, că ar trebui să fie destul de mulați în talie ca să accentueze așa talie și să o facă foarte mică, dar în același timp să nu fie nici extrem de mulați pe fund, pentru că nu este neapărat stilul meu. Imprimeul ăsta este genial, îmi place maxim, portocaliul este culoarea mea preferată, în cazul în care nu știați, și imprimeul ăsta Gingham sau cu carouri, așa, mi se pare imprimeul verii. Am o grămadă de chestii în imprimeul ăsta Gingham pe toate culorile și pe care mi le-am luat în ultima perioadă, așa că da, când am văzut pantalonașii ăștia și din materialul ăsta așa de vafă, se numește în engleză de waffle, am zis că trebuie să fie ai mei și i-am luat în mărimea 42, i-am luat, n-am prețul trecut pe ei, dar au fost cred că 70 de lei, ceva de genul, nu știu dacă încă îi mai găsiți pe site, dar sunt absolut delicioși, materialul îmi place mult, minusul lor
ca minusul tuturor pantalonilor din garderoba mea este că trebuie să fie ajustați în talie. Următoarea pereche de pantaloni pe care mi-am comandat-o de la Bershka de la reduceri este perechea de pantaloni pe care v-am arătat-o așa foarte puțin mai înainte și v-am și arătat-o în cabina de probă, pentru că i-am probat odată în cabina de probă, am probat mărimea 40 care mi era mică. Așa că mi-am luat mărimea 42 și mi-am dat seama de ce mărimea 40 mi era mică, pentru că acești pantaloni sunt mid-waist. Adică nu trec de buric, se așează undeva sub buric, în zona buricului și acolo șoldurile mele sunt un picuț mai late decât deasupra buricului. Cred că la toată lumea este în felul ăsta, cel puțin așa cred eu. Așa că mi-am luat de pe site mărimea 42 și îmi vin absolut delicios. Ba chiar vin un picuț mai sus, mai high waist, așa cum mi-ar plăcea mie să vină, decât cei în mărimea 40. Sunt în acest timpul meu absolut delicios de zebră și dacă este să mă întrebați pe mine, cred că luna august și începutul de septembrie o să fie dominată de imprimeul ăsta de zebră și de imprimeul roșu cu floricele și de roșu în general. Asta este doar sentimentul meu și feeling-ul meu și destul de des simt mini-trendurile astea, așa că am zis să sar pe o pereche de pantaloni în imprimă de zebră, pentru că se potrivesc pentru festival, se potrivesc pentru plimbare, este un print așa foarte instagramabil și am luat în mărimea 42, așa cum v-am spus. Nu sunt 130 de lei, au fost 90 de lei, dar totuși o reducere semnificativă, 50 de lei nu sunt de colea, așa că i-am luat. Au și găici pentru curea, în cazul în care simțiți nevoia să se securizați mai bine cu o curea în talie. Foarte frumos arată. Să știți că mai au și la colecția nouă tot exact același material și exact același croi, doar că cu elastic în talie, să-i strângeți. Și mie nu-mi plăcea neapărat chestia aia, așa că atunci când i-am văzut pe ăștia și reduși cu 50 de lei cu 50 de lei mai ieftin față de ceilalți, am zis că da, voi veniți cu mine și sunt genul acela de pantaloni evazați și sunt, da, din această mătăsică, gen imitație de mătase, saten. Asta e cuvântul pe care îl caut. Tot din Bershka mai am câteva accesorii, dar înainte să trec la accesorii, cred că putem să trecem puțin prin comanda de la About You și prin comanda de la Kurtman. De pe About You mi-am comandat pentru că ei au avut campania aceea în luna iunie cu About You Woohoo, au împlinit 1 milion de clienți și toată luna iunie au fost 20% reducere la toate articolele. Așa că am profitat și eu de promoțiile lor și mi-am cumpărat o rochiță neagră, nu știu cât de bine o să o vedeți voi de aici și denaturează un picuț culorile, dar o să vedeți mult mai bine probabil din partea de try-on. Este un fel de overall, vedeți, în felul ăsta, adică are și bretele. Mi s-a părut super interesant modelul. Este de la firma Trendyol. Mie îmi place foarte mult firma Trendyol. Este în mărimea 40. Mi-aș fi dorit o mărime poate puțin mai mare. Mi se pare aceasta destul de mulățică pe fund, ceea ce nu îmi doresc eu neapărat, așa cum v-am zis, dar una peste alta nu o să-i dau retur pentru că nu mai se află în stoc. În felul ăsta arată tare, tare simpatică, mi se pare, și o văd combinată cu o grămadă de chestii în sezonul ăsta de vară, cam prinde părul de pisică. Asta este păcatul ei și faptul că este dintr-un material așa, auziți, de șifon din ăsta, iar îmi place foarte mult pentru că este foarte respirabil. Și tot în aceeași comandă de pe About You mi-am luat un set. V-am zis că sunt înnebunită cu imprimeul ăsta Gingham, cu imprimeul cu carouri, așa că mi-am luat un set de la firma Monkey, care se prezintă în felul următor. Ăsta este topul, asta este fusta. Cam așa arată. Topul este unul extrem, dar extrem de mic. Este în mărimea 40 și cam atât este de mic. Dar să știți că vine extrem de bine, îmi place foarte mult și ce îmi place mie foarte mult la seturi este că merg combinate atât împreună cât și separat. Deci, practic, cu un set din acesta am 3 ținute. Pot să combin setul, pot să combin topul cu orice altceva și fusta cu orice altceva. Topul îmi place maxim. Are detaliile astea aici la umeri, mânecile bufante, așa cum știți că îmi place. Are decolteul ăsta foarte drăguț și elastic la spate, deci o să fie foarte comod și o să vă ofere și un picuț de suport. Eu nu am nevoie să port sutien cu el, dar la fel, eu nu sunt nici foarte dotată în partea de sus. Și fustița este în mărimea L. Mi-am luat o mărimea L pentru că mi-a fost frică să nu fie prea mulat în talie și să nu stea inestetic, să nu se întindă foarte mult elasticul ăsta, pentru că modelele astea de fustă sunt foarte ciudățele în sensul ăsta.
dacă nu se așează foarte bine pe talie, atunci nu se mai așează bine pe nimic. Deci am zis că profit din nou de abilitățile croitoricești ale prietenului meu și o să-l rog să îmi strâmteze și astăzi și perechea de pantaloni de mai înainte. Și îmi place maxim. Combinația mi se pare absolut delicioasă cu o pălărie de paie. Mi se pare exact ceea ce trebuie, doar că trebuie puțin ajustată în talie. Setul ăsta l-am luat la prețul de 150 de lei cu reducerile About You Woohoo. Am profitat, sunt super mulțumită și firma Monki este una dintre firmele mele preferate de îmbrăcăminte. Foarte repede o să trec și prin articolele care mi-au ajuns ieri de pe Kurtman. După cum bine știți, eu am o colaborare în fiecare lună cu cei de la Kurtman, am un voucher și un comand de la ei de pe site. Kurtman am ales să îl includ în clipul de astăzi pentru că ei sunt un outlet online, adică oricum au produse foarte accesibile de la început, adică rochile sunt în jur de 100 de lei, 70 de lei, foarte rar depășesc 100 de lei și acum au și reduceri, așa că am zis că merită să îi menționez așa foarte, foarte scurt în clipul de astăzi. Avem în primul rând o rochiță, o rochiță de la Misguided. Să știți că cei de la Kurtman au adus mai multe firme la ei pe site, acum avem și Misguided, avem și Boohoo, avem și Villa, care sunt toate cele menționate mai devreme, sunt niște firme foarte populare în afara țării noastre și mă bucură că cei de la Kurtman sunt atenți la lucrul ăsta și le-au adus. Avem de la Misguided această rochiță Milkmaid, este genul acela de rochiță de văcăreasă, cum s-ar traduce în română, dar mie îmi place foarte mult genul ăsta, mi se pare așa foarte dreamy și foarte instagramabil. Are un tita mai crăpătura pe picior, rochița asta este foarte sexy, mi se pare că oricum genul ăsta de rochițe Milkmaid sunt foarte sexy de purtat. Eu pe asta o am în mărimea 42, wow, în mărimea 42, dar să știți că este destul de micuță, adică cred că mărimile lor sunt un fel de mărimi asiatice și dacă purtați gen 40 puteți să vă comandați 42 sau dacă purtați 36 puteți să vă comandați 38, cel puțin din experiența mea și puteți să vedeți și voi cum arată pe mine. Este dublată aici în partea sânilor, deci nu trebuie neapărat să purtați sutien, ceea ce mi se pare mereu un bonus, pentru că rochițele astea Milkmaid sunt destul de decoltate și de aceea zic că poate un sutien nu ar arăta neapărat foarte bine. Este în acest piersiciu absolut superb cu detaliile astea cu floricele mărunte, foarte mult îmi place, nu știu dacă încă o mai găsiți pe Kurtman, dar vă las link în barea cu descriere în cazul în care o mai găsesc. Am un top aici, un top extrem de nebun pe care plănuiesc să îl combin cu pantalonii mei de la The Outfit. Am păstrat până la urmă pantalonii roz de satin de la The Outfit și o să-i combin cu foarte mult succes, zic eu, cu acest top înflorat cu buline. Acest top înflorat cu buline este de la firma Boohoo, tot de pe Kurtman, tot la un preț foarte accesibil, a fost în jur de 50 de lei, foarte mult îmi place, îl văd combinat cu o grămadă de chestii, probabil îl vedeți și voi sugerat aici în partea de try-on. Tot pentru, nu știu, pentru purtat așa, pentru că să știți că nu prea am topuri și fuste. Rochii am foarte multe, dar mi-am luat și topul ăsta. Să știți că pe ăsta l-am luat în mărimea S. Este mărimea 36 și, dacă nu, mă rog, trebuie să mă credeți că nu zic că ești baliverne, este în mărimea 36. Da, am primit un mesaj. Am revenit între timp. Mărimea 36, vă zic că am luat topul ăsta și mi se pare foarte important să vă cunoașteți corpul, deoarece mărimile sunt relative, mărimile sunt ceva după care noi trebuie doar să ne orientăm în funcție de cum ne vin anumite croiuri și în funcție de cât de elastice și în funcție de cât de diferite sunt materialele între ele, noi putem să jonglăm cu mărimile. Vedeți că topul ăsta este mărimea 36, dar este un top care se întinde foarte mult, ceea ce mie îmi permite ca un M sau un 38 să îl port cu foarte mare succes și să arate bine pe mine în același timp. Consider că topul ăsta merge achiziționat într-o mărime mai mică din cauza peplumului și din cauza mânecilor bufante, el trebuie să vină foarte mulat aici în partea pieptului, așa că o mărime mai mică trebuie neapărat în cazul unor astfel de topuri. Foarte mult îmi place și pe el plănuiesc să-l port cu fustițe, cu pantaloni, cred că merge foarte bine și cu pantalonii ăștia. Abia aștept să fac ținute cu toate articolele astea pe care vi le prezint. Și de pe Kurtman mai avem două rochițe și cred că sunt și ultimele articole de îmbrăcăminte și trecem la accesorii. Am în primul rând rochița asta verde, absolut superbă. Mi se pare rochița ideală pentru vară, în cazul în care vreți să ieșiți puțin din zona voastră de confort, să nu mai purtați neapărat numai alb și bej. Un verde mi se pare o culoare foarte ușor de combinat, practic vă puteți lega de verdele astea să vă luați o încălțăminte verde, să vă luați o bandană,
verde, niște cercei cu accesorii verzi, o geantă poate albă și s-a făcut ținuta din cap până în picioare. Superbă mi se pare rochița asta și rochița asta la fel este în mărimea 36. Din cauza faptului că are un elastic aici, mă lasă pe mine să mă joc cu mărimile pentru că elasticul acesta se întinde foarte mult și la fel, mi se pare că trebuie să-ți iau o mărime mai mică atunci când vine vorba de rochițe de genul ăsta pentru că ele sunt făcute să fie mulate aici în partea aceasta, deci cu cât se mulează mai bine și mai mult și se strâng mai mult, cu atât o să arate mai bine și o să dea efectul acela de subțiere. Îmi place maxim mânecile bufante, vedeți mai bine oricum croiul din partea de try-on, dar da, e una dintre rochițele pe care cred că o să iau cu mine în vacanță, cu siguranță. Și o rochiță de care o să profit la maxim când merg la birou lunile următoare este aceasta. Este o rochiță foarte decentă, știți că circulă acum pe internet cuvântul modest, adică să te îmbraci modest, să nu fie neapărat ceva foarte sexy, să nu fie neapărat ceva foarte revealing, dacă e să folosim termenul englezesc. Deci mi se pare că asta este o rochiță perfectă pentru un look din acesta modest. Poate că o puteți strânge în talie dacă vă doriți lucrul ăsta și asta este tot de la Villa, tot mărimea 36 și tot îmi vine foarte bine, în ciuda faptului că asta nu mai este deloc, nu se mai întinde deloc, nu știu, poate mi-am schimbat eu mărimile, poate nu, habar n-am, dar mi se pare foarte important să nu vă împiedicați de mărimi și să vă cunoașteți corpul și ce croiuri funcționează pe corpul vostru și în funcție de asta să alegeți mărimea articolelor pe care le achiziționați. Este ceva care vine cu experiența, dacă pot să zic așa, cu cât încercați, nu neapărat să cumpărați, puteți să mergeți în magazin, să probați mai multe croiuri, să vedeți anume ce mărime vă este bună la un anumit croi de rochiță, de fustiță, de top, etc. Mi se pare că, da, este un fel de abilitate asta de a alege mărimile care vine cu experiența. La fel cum e și abilitatea să-ți alegi nuanța de la fondul de ten fără să-l testezi neapărat, așa e și cu mărimile. Rochița asta este superbă, îmi place maxim. Este înflorată, este delicioasă, perfectă pentru vară, perfectă pentru mers la birou. Este, la fel, genul acela de rochiță care se împachetează și se face mică-mică, ceea ce înseamnă că materialul este unul foarte flowy și foarte lejer. O ador, de-abia aștept să abuzez de ea când merg la birou următoarele săptămâni și cred că este o rochiță care este potrivită atât pentru primăvară cât și pentru toamnă, deoarece are încorporate și niște culori un picuț mai închise. Poți să te îmbraci colorat fără ca să țipe culorile pe tine și lucrul ăsta mi se pare absolut superb. Mereu caut și mereu încerc să integrez în garderoba mea și rochiți un picuț mai modeste, dar colorate în același timp, pentru că am nevoie de rochițe și pentru Instagram, gen rochițe pe care nu le-ar purta neapărat toată lumea, rochițe și pentru stilul meu personal, adică în care să mă simt confortabil să merg la plimbare și așa mai departe, și am nevoie și de rochițe pentru birou, pentru că da, lucrez de la birou și cel puțin o dată pe săptămână trebuie să merg acolo, așa că da, garderoba mea e practic împărțită în trei părți și toate destul de diferite, dar care mă alcătuiesc pe mine și stilul meu personal. Încheiem paranteza și trecem la accesorii. Am 4 accesorii în total să vă arăt, 2 rochițe și 2 perechi de cercei, 2 gentuțe. Am rămas setată pe rochițe și fustițe. Am 2 gentuțe aici. Una este de la Pull&Bear și s-a cam flecit. Una este de la Pull&Bear. Stați un pic să o aranjez. Așa. Așa arată ea. Este de la Pull&Bear. Este o gentuță roșie. Nu aveam nicio gentuță roșie în garderoba mea, așa că am văzut-o pe asta la prețul de vreo 20-30 de lei la reduceri și am luat-o. Mi se pare că se potrivește foarte bine și cu imprimeul ăsta Gingham. Se potrivește foarte bine și cu rochița asta pe care v-am arătat-o mai înainte și cu negru și cu bej și cu verde și cu albastru. Delicios mi se pare roșul ăsta și roșul în special pentru vară. Roșul poate fi combinat ușor. Dacă știți teoriile culorilor, știți că roșul poate fi combinat cu albastru, poate fi combinat cu alb, poate fi combinat cu verde, de ce nu? Sunt culori complementare, merg combinate, sunt culori alăturate roșului, cum ar fi portocaliul și rozul, deci multe opțiuni sunt cu roșu, doar că este o nuanță pe care o puteți combina. Nu știu, dacă știți un picuț despre ce este vorba în ceea ce privește combinarea de culori. Deci trebuie un picuț să vă informați, pentru că altfel s-ar putea să o dați în ceva ce nu vă doriți și să zică lumea pe stradă, doamne, dar cum s-a îmbrăcat și fata asta? Evident că o să se spună lucruri din astea dacă ieșiți un picuț din norme, dar da, măcar să o faceți corect și să o faceți cum simțiți voi. O să vină și clipul cu teoriile culorilor în curând, doar că trebuie să mă mai eliberez eu un picuț. Știu că vi l-am promis de foarte mult timp.
Dar o să vină, vă promit. Una peste alta, următoarea gentuță este aceasta. Am văzut-o în Bershka atunci când mi-am luat pantalonii. De fapt, când am probat pantalonii pe care mi-am comandat online, v-am zis că simt un trend cu imprimeul ăsta de zebră și cu roșul. Așa că am zis să mă pregătesc ceea ce privește accesoriile. Gentuța asta a fost 50 de lei. Ok, a fost redusă 50% din prețul inițial. Foarte faină, foarte versatilă. Croi, o tăietură foarte actuală, pentru că în momentul de față se poartă gentuțele pe care le ții pur și simplu așa. Foarte mult îmi place, îmi place imprimeul, este una dintre singurele mele gentuțe animal print și de-abia aștept să mă bucur de ea și să o integrez în ținute. Și mai am două perechi de cercei de la Zara, două perechi de cercei cu poveste, pentru că cel puțin pe ăștia i-am comandat de 3 ori. Nu, de 2 ori și odată din magazin. Deci, am fost în magazin foarte fericită atunci când au intrat reducerile să-mi iau aceste două perechi de cercei. Și am fost atât de încântată că le-am găsit, încât aproape că le luam. Eram cu ele la casă când am zis, stai puțin să le verific, să văd dacă este totul ok cu ele, și aveau ambele tortițele rupte, adică partea asta care se bagă în ureche. Deci nu aveam ce să fac cu cercei ăștia, cu cercei respectivi, de fapt, așa că am zis, ok, îmi dau comandă online. Mi-am dat comandă online de ambele perechi de cercei, am avut noroc că i-am găsit online, i-am comandat, mi-au venit la mall-ul din Calea Șagului, care este la vreo 7 km de mine sau ceva, în cealaltă parte a orașului. M-am dus, i-am ridicat, cercei ăștia erau defecți, practic era sărită toată partea asta roz de la un cercel și nici măcar nu era în pungă, așa că a trebuit să le dau retur. I-am comandat din nou, au venit și uite în posesia mea în sfârșit ambele perechi, de fapt. Prima pereche este o pereche de cercei roz în felul ăsta. Îmi plac de mor accesoriile de la Zara, mai ales cercei. Anul ăsta am impresia și sezonul ăsta am impresia că cei de la Zara au dat lovitura pe parte de cercei și într-un fel îmi pare rău că s-au epuizat stocurile foarte repede la ei. Nici măcar nu am mai ajuns la reducere unele perechi de cercei, dar mă bucură totuși că le-am găsit pe astea. Și a doua pereche de cercei este aceasta, foarte așa delicioasă și gustoasă, așa pentru vară, mi se par absolut ideali. Și fiecare pereche a fost 30 de lei, un preț ok, având în vedere că prețul lor inițial era undeva în jur de 70 de lei, 80 de lei. Am zis că la 30 de lei sunt mai bine decât perfect. Și i-am luat pe ambii, dar sunt așa cu poveste. Bun, asta a fost tot, dragilor. Una peste alta, astea au fost toate articolele pe care mi le-am luat eu până acum de la reduceri, pe care le-am primit, pe care am vrut să vi le arăt oricum, toate hăinuțele noi care au intrat în garderoba mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, mă bucur că sunteți alături de mine de fiecare dată când postez și că m-ați adus la 10.000 de urmăritori. Vă mulțumesc și în clipul ăsta, care poate fi văzut de mai multă lume decât vlogurile mele săptămânale. Mulțumesc pentru 10.000 de urmăritori, 10.300 aproape. Vă mulțumesc și vă apreciez pe fiecare dintre voi. Nu uitați că mă puteți vota pentru Digital Divas în cazul în care vă doriți să faceți lucrurile astea. Vă las linkul de votare în bara cu descrieri, la fel ca și linkurile către toate articolele pe care le reușesc eu să le găsesc online. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături și vă urez o zi absolut minunată. Just loving this moment. Can we stay here forever?